încă din cele mai îndepărtate timpuri, oamenii s-au simțit atrași de regiunile scăldate de apele lacurilor, râurilor, fluviilor sau de întinsul mărilor. Adeseori, aceste regiuni au fost leagănul unor culturi și civilizații impunătoare, unde au apărut invenții noi de vânătoare, apoi pământuri noi de cultivat, iar mai târziu negoțul au împins oamenii pe întinsul apelor. Este lesne de înțeles că începuturile navigației au fost timide, iar evoluția ei lentă, fiind strâns legată de dezvoltarea tehnologică, de acumularea cunoștințelor și a experienței. Totuși, oceanele și mările au ajuns treptat un bun comun al omenirii, iar drumurile apelor au înlesnit cercetarea și popularea insulelor și continentelor. Sistemele de propulsie a navelor au evoluat în permanență de la propulsia cu rame la cea cu vele. Apoi, inventarea mașinii cu aburi și instalarea ei la bordul navelor a condus la creșterea puterii și autonomiei, iar aceste embarcațiuni au primit denumirea de vapor în limbile de origine latină. În continuare apare motorul cu ardere internă, diesel, și trecerea de la combustibilii solizi necesari funcționării motorului cu abur, cărbune, lemn, la combustibil lichid fosil, păcura, motorina, benzina. Și nu trebuie uitată noua tendință de decarbonizare, respectiv trecerea la combustibil gazoși cu emisii reduse de carbon. Aproximativ 90% din volumul comerțului mondial se realizează cu ajutorul navelor maritime comerciale. Shippingul este sângele economiei globale. Fără shipping, transportul în vrac a materiilor prime, importul și exportul alimentelor și a bunurilor de larg consum n-ar fi posibil. Iată de ce cercetarea și proiectarea navelor este esențială pentru construirea în șantierele navale a unor nave cu destinații de transport specifice și care să răspundă cerințelor de performanță, economie energetică și, mai nou, poluare minimă. Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Construcții Navale, ICPRONAV Galați, este instituția principală din România unde se nasc navele, pe planșeta proiectanților și în laboratoarele de cercetare. Centrul de calcul din cadrul ICPRONAV asigură calculele complexe pentru proiectarea navei și generarea, respectiv desenarea formelor carenei navei și dimensionarea structurii. Ateliere de proiectare specializate din ICPRONAV pentru proiectarea generală a navei, proiectarea corpului rezistent, proiectarea mașinilor și instalațiilor de la bordul navei, proiectarea instalațiilor electrice și electronice, a sistemelor de comunicații și navigație, conlucrează armonios pentru furnizarea informațiilor necesare șantierului naval în vederea construirii și exploatării navei. Un rol important în procesul de naștere a navei este optimizarea formelor corpului navei pentru obținerea performanțelor de viteză și economie energetică a propulsiei navei. Laboratoarele de hidrodinamică navală din ICPRONAV au avut un rol esențial în procesul acestor optimizări. Laboratorul Bazin de Carene ICPRONAV determină experimental pe model rezistența la înaintare a navei, profilul curgerii în prova și pupa navei, distribuția vitezelor apei în discul elicei, siajul și caracteristicile de autopropulsie a modelului navei. Cercetătorii ingineri Adrian Simion și inginer Mircea Postelnicu urmăresc experimentul de determinare a rezistenței la înaintare a unei nave comerciale maritime de transport pe laboratorul mobil, căruciorul bazinului de carene.
Laboratorul Bazin de Carene este un bazin cu lungimea de 280 de metri, lățimea 12 metri și adâncimea apei de 6 metri și un cărucior, laborator mobil, ce se poate deplasa cu viteza constantă de la 0 la 12 metri pe secundă, pe care sunt instalate echipamente specifice pentru armarea modelelor de nave, pentru măsurarea parametrilor hidrodinamici și sisteme de achiziție și prelucrare a datelor, măsurate în timpul experimentului. Tehnicienii Mihai Cosma și Nicolae Băcilă sunt la comenzile căruciorului de bazin. Utilizând metodele similitudinii hidrodinamice, se pot extrapola de la model la nava reală caracteristicile de rezistență la înaintare și putere de propulsie, funcție de viteza navei, coeficienții hidrodinamici ai carenei și propulsorului, distribuția de sia și spectrul curgerii în jurul carenei, precum și alți parametri importanți ai navigației navei în valuri, sea keeping. Alegerea puterii motorului instalat la bordul navei pentru realizarea vitezei de contract a navei este unul din criteriile esențiale de performanță a navei la livrarea ei din șantierul naval către armator. Mariajul, potrivirea dintre formele corpului navei la pupa și geometria elicei, poziția și geometria cârmei sunt elemente esențiale în determinarea unei interacțiuni corp-propulsor care să asigure o funcționare la randament ridicat, fără vibrații și fără cavitație a acestui ansamblu. Laboratorul Tunel de Cavitație are o mare importanță în gama încercărilor hidrodinamice, cercetând comportamentul și performanțele propulsorului navei, elicea, în condiții de cavitație. Verificarea performanțelor elicei privind realizarea împingerii necesare și a consumului de putere a motorului în condiții reale de funcționare, în special prevenirea cavitației periculoase a palelor elicei și a vibrațiilor induse de elice în corpul navei, sunt obiectivele principale ale acestui laborator.
cercetătorii inginer Ștefan Totolici, inginer Laura Bumbaro, fizician George Scarlet, inginer Dan Micu, subinginer Gheorghe Ursu și inginer Jean Sever Popovici sunt numai o parte din echipa complexă de specialiști care utilizează cele patru secțiuni de măsură ale tunelului de cavitație. 600 ori 600 mm, 850 ori 850 mm, 1450 ori 700 mm și 850 ori 850 mm cu suprafață liberă. Proiectarea geometriei finale a elicei ca urmare a încercărilor de laborator se realizează de către specialiștii laboratorului tunel de cavitație, urmând construcția, turnarea elicei în fabrica Inetov Galați. Elice cu 5 pale și high-q, adaptată distribuției de siaj cu performanțe sporite de evitare a vibrațiilor induse în corpul navei. Laboratorul Tunel Aerodinamic Naval este destinat determinărilor experimentale preliminare a spectrului curgerii, atât în jurul suprastructurii navelor, opera moartă, cât și în jurul carenei navei, opera vie, utilizând aerul ca fluid de lucru. Cercetătorul inginer Ion Ungureanu pregătește modelul carenei pentru determinarea liniilor de curent de-a lungul corpului navei și în special în zona pupa, utilizând tehnica vopsirii cu negru de fum. Vizualizarea cu fire de lână a profilului curgerii aerului în jurul suprastructurii navei în tunelul aerodinamic naval pentru reducerea rezistenței aerodinamice a navei și optimizarea poziției și înălțimii coșului de fum. Laboratorul bazin de manevrabilitate se determină caracteristicile de manevrabilitate a navelor, cercul de girație, proba zigzag, spiral test, în apă calmă și pe valuri. Se mai pot face o serie de experimente complexe pentru structuri marine, offshore, ancorate și flotante, determinarea caracteristicilor statice și dinamice ale liniilor de ancorare, determinarea coeficienților hidrodinamici. Dimensiunile bazinului de manevrabilitate, lungime 40 de metri, ori lățime 40 de metri, adâncime 1,5 metri, generator de valuri de tip șarpe cu 58 de paleți pe două laturi ale bazinului pentru simularea spectrelor de val complexe similare stărilor de furtună a mării. Cercetătorii inginer Dan Obreja și inginer Dan Drăgan, asistați de tehnician Marcel Răuță, conduc experimentele cu un model autonom teleghidat pentru determinarea caracteristicilor de manevrabilitate a navei, informații esențiale pentru comandantul navei. Sistemul de urmărire a mișcării modelului navei generează traiectoria navei pentru diferite viteze și diferite unghiuri de bandă a cârmei.
Mijloacele de cercetare a caracteristicilor hidrodinamice ale navei sunt esențiale și complementare procesului de proiectare a navelor pentru construirea și atingerea performanțelor maxime ale navelor. Așa se nasc navele, cu competență profesională, ajutată de mijloace experimentale și de proiectare moderne, asistate de calculator. We'll be right back.